modernizare și reabilitare sistemului de canalizare în municipiul Blaj. Și iată, este al treilea municipiu unde vom semna atât stația de epurare, cât și rețele. Sigur că mai avem două contracte care sunt contestate. Din informațiile noastre, unul, rețelele din Cugir, îi am avut din nou câștig de cauză, ceea ce înseamnă că suntem oameni serioși, corecți, și de aceea, până acum, toate contestațiile am câștigat. Dar aia urmează săptămâna viitoare. Eu îi spun, vă spun la toți, bine ați revenit aici, vă rog să-mi permiteți, fiind prima întâlnire în cadrul oficial cu domnul primar al municipiului Blaj, să-l felicit pentru scorul zdrobitor din alegeri, să îl asigur de toată considerația și respectul nostru al CCAPA CFTA și de ajutorul pe care ne-l solicită pentru a rezolva problemele de apă și de canal din municipiul Blaj. La semnare participă, așa cum a spus domnul primar, participă din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Alba, domnul director de Sulu, invitatul meu de onoare, instalatorul Alba, domnul Gheverta, la care îi spun bine a venit. Această lucrare a fost câștigată de firma Tibet din Cătina. Cam multe lucrări câștigă la noi, dar probabil că bun. Până la proba contrară. Participă domnul Claudiu Vara, administrator, și domnul Emil Dima, administrator. Participă din partea consultantului, din partea firmei HIL, domnul team manager Doreanu, team leader, iar din partea firmei Halcon participă domnul Toxin. Și colegii mei, pe care știți. Am numit pe cine n-am numit? Domnul Bereș. Domnul Bereș. Îl rog să se prezinte singur. Așa cum v-am spus, din contractul ăsta de 102 milioane de euro, am reușit ca până acum să semnăm aproape toate contractele, mai rămân două. Sperăm ca rețelele din Cugir să-l semnăm săptămâna viitoare și mai rămâne în contestație stația de epurare din Sebeș și din Câmpene. Astăzi, dumneavoastră aveți o informare, eu nu vreau să vă spun tot ce e acolo, acolo aveți contractele, cum s-au semnat cu valorile și termene de începere și tot ce trebuie acum. Contractul care se semnează astăzi este modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Blaj. A fost atribuit societății comerciale FIBE, pe care îi felicit din toată inima, la valoarea de 29.185.136,69 lei și cuprinde extinderea rețelei de canalizare pe lungime de 29.5 km, reabilitarea rețelei de canalizare pe lungime de 1.5 km, construirea a 14 stații noi de pompare, apă uzată, reabilitarea unei stații de pompare, apă uzată și execuția a 3,8 km de conducte de reculare. Deci este o lucrare mare, complexă, știind exigența domnului primar, greu de executat, dar sigur că, așa cum știu firma FIBE, o vom duce la bun sfârșit.